Domnul să binecuvinteze întregile familii care sunt pe Zoom. Hallelujah. May the Lord bless the whole families that are here on Zoom. God bless you, as you heard. În seara aceasta, mesajul nostru se intitulează Să alergăm cu stăruință. And the message tonight is to run on the path of heaven. Pasajul din Evrei 12:1 ne vorbește și spune: și noi fiindcă dar suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. So I will also read from Hebrews chapter 12, starting verse 1, where he says, therefore, we also, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Acest mesaj ne dă o încurajare din trecutul istoriei, ne dă o stăruință în prezent și ne dă o speranță pentru viitor. This message gives us bold from the past, encouragement for the present, and a hope for the future. Deci, în primul rând, încurajarea din trecut. Ne spune în Evrei 11 de norul mare de martori care au fost plăcuți lui Dumnezeu, începând cu Abel, care a adus o jertfă plăcută lui Dumnezeu și care ne spune în Evrei că cu toate că a murit și astăzi acesta ne vorbește măcar că era mort. So when you talk about the past, we talk about the great cloud of witnesses that were in New Testament in stance as an example with Abel, even though he died, he even speaks even today. În ziarele noastre locale, pe Facebook și pe alte lucruri în care se pun necrologi lungi la priveg, la stăruință, când mor frați sau oameni de seamă, aceste necrologe sunt pline de elogii, dar necrologul lui Enoch din Evrei 11:5 a fost scurt și concis. El a fost plăcut lui Dumnezeu. And today in our churches and everywhere, when people pass away, there is written a long and beautiful story about them. But when we look in Hebrew 11:5, when he speaks about Enoch, when he said, by faith Enoch was taken away so that he did not see that, and he and was not found, because God has taken him. For before he was taken, he had his testimony that he pleased God. Orice scopuri și orice țeluri am avea pentru anul 2024, pune-l pe acesta pe primul loc înaintea lui Dumnezeu, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Whatever purpose and desire you have for this year, 2024,
put first in your life to be pleasing to God, and I say, may the Lord help us all in this direction. Apoi ne dă exemplu pe Noe, care a predicat cu credincioșie în timp ce construia arca. Then another example, we have Noah, who worked so hard with reverence while he was building the ark. În ciuda necredinței și răutății din jurul lor, fiii și soțiile au credut și au intrat în corabe împreună cu soția lui. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să putem intra în corabia mântuirii a Domnului Isus. So we see that at that time, even though there was no rain, people were mocking him and laughing at him, but he was faithful, and also his sons and their wives and his wife were faithful, and they all got saved into the ark that they built. Apoi ne vorbește de Avram, care a trăit în corturi, și ne spune în Evrei 11 cu 10 că cel aștepta cetatea care are temelii tari și a cărui meșter ziditor este Dumnezeu. Then we have another example, like Abraham, which lived in tents, and in Hebrew 11:10, he says that for he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. În Evrei 10 cu 25 ne dă exemplu pe Moise, care mai bine a vrut să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă a păcatului. So we have an example, Moses, that he'd rather suffer with God than be enjoying in a sinful life. Și exemplele continuă și ne prezintă oamenii ai credinței. And then the many, many other examples that continue and speak about the man of faith. În afară de norul acesta de martori din Evrei 11, putem extinde la alți credincioși din istoria bisericii care au fost plăcuți lui Dumnezeu. So besides these witnesses that are listed in Hebrew 11, we can continue the list of other people that were pleasing to God. Apoi mulțumim lui Dumnezeu pentru înaintașii noștri care au căutat să fie credincioși în generația lor. Then we want to be thankful to our forefathers because they tried to be faithful to God in their generation. Mulțumim pentru bunica noastră, pentru mama noastră, ca Eunice și bunica și soția și mama lui Timotei. And I want to thank to our grandmothers and mothers, same as the Timothy mother, Eunice and Lois. Mulțumesc și eu că am avut o bunică și o mamă credincioasă. And also, Brother Marius, I want to thank God for having a grandma and a mother that was faithful to God. Care de micuț ne-a citit din Biblie. Because when he was even a small child, they read to him from the Bible. Apoi, în al doilea rând, trebuie să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. So secondly, we need to depart from us the snares and the sin that entices us so easily. Această chemare la o alergare o găsim în 1 Corinteni 9:24 și 27, ne spune despre înfrânarea pe care trebuie să avem apostolul Pavel. And if we read in 1 Corinthians 9:24 and 26, it tells us about what Paul said, that how we are to refrain from sins. Dați-mi voie să vă citesc felul de luptă a lui Pavel. Okay, so he wants to read as also 1 Corinteni 9:24. Nu știți că
Cei ce aleargă pe locul de alergare, în locul de alergare, toți aleargă. Dar numai unul capătă premiul. Yes. And so I'll also read from 1 Corinthians chapter 9, verse 24, where he says, "Do you not know that those who run in a race all run, but one receives prize?" Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Run in such a way that you may all obtain it. Toți cei ce se luptă la jocurile de 18 se supun la tot felul de înfrânări. And he continues saying that everyone who competes for the prize, it's temperate in all things. Ei fac lucrul acesta să capete o cunună care se poate veșteji. So they do all these things to obtain a perishable crown. Noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. But we try to be set apart for a crown that is not perishable. Spunea Pavel, eu alerg, deci, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. And Paul said, I run, but not in such a way that I don't know the direction I run. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în străpânire. But I'm holding my body, or I refrain my body from sin. Ca nu după cum, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. So not that after I preach to others, to myself to become disqualified. Deci iată ce ne arată Biblia, că trebuie să ne stăpânim trupurile noastre. So you see what the Bible tells us, that we are to discipline our body. Apostolul Pavel spunea că la jocurile acestea olimpice, unul singur câștigă premiul, competiția. So we see that Paul explained here that of these games what they have, they all run, but one receives the crown. Însă în alergarea noastră ca și creștini, fiecare din noi ne ajutăm unul pe celălalt ca să câștigăm și toți să ajungem să fim câștigători. Amin. Ajută-ne la aceasta, Doamne. But in our race as Christian, we help each other. We all run and help each other that we all shall receive the crown. And I said, may the Lord help us in this direction. Oare ce piedici pot să fie în calea noastră? So the question is, what type of stumbling blocks they can appear in our life? Ce păcate pot să fie, să le dăm la o parte? Whatever sins they might be, we need to separate ourselves from them. Și Biblia ne vorbește foarte clar. And the Bible teaches us very clearly. Obiceiuri, posesiuni, rânduieri, plăceri, să le dăm la o parte, păcate ca necredință, mândrie, pofte, neiertare, materialism, bârfă și așa mai departe, amenință relația noastră cu Isus. So we need to be set apart or depart from everything that is sinful. Whatever tradition we have, whatever lifestyle we have, gossiping, hatred and so on, we need to depart from this. Deci în alergarea noastră pentru premiul ceresc, avem nevoie nu numai de niște idei bune, avem nevoie de power of God, putere spirituală și autodisciplină ca să putem pune în practică ideile acestea. So in our run to receive the crown, we need the power of God and to be self-disciplined to be able to obtain the crown. Nu e suficient să lăsăm bagajele. Ați văzut ce aleargă. Nu aleargă cu cărucioare, cu pachete, cu sacoșe. Yes. It's not enough to leave the luggage behind. We see those that run, they do not run having, carrying some bags or purses or anything else. Lucrurile acestea materiale ne împovorează în alergarea spre premiul ceresc. But these materialistic things, they put like a burden upon us, so we cannot actually run on the pathway to heaven. Trebuie să alergăm cu stăruință.
But we need to strive to run. Am văzut concurs de copii la cross. Să dezbracă, să fie cât mai lejer ca să poată fugi cu stăruință mai bine, să poată primi premiul. So he's seen the children running across. They get undressed, just very little clothes on them, so they be free to run fastly to receive the crown. Problema este că trebuie să avem răbdare ca să putem să biruim în necazurile care vin peste noi. The problem is that we need to have patience to be able to overcome when the trials and temptations come upon us. În necazuri ne încetinează alergarea. When we are in different trials, then our walk is slowly. Iacov în capitolul 1, 2 și 3 ne spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. When we read in James chapter 1, verses 1 through 3, it says to the 12 tribes, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Cu toate că ne este greu să ne bucurăm când trecem prin necazuri. Oare cine se bucură când trecem prin necazuri? Dar Dumnezeu vrea ca să prin aceste necazuri să ne crească răbdarea noastră și răbdarea să-și facă desăvârșită lucrarea. My question is, who is rejoicing in the midst of their trials? But God wants us to go through trials because His desire is to grow our patience, so our patience to be perfected in front of God. Trebuie să avem răbdare în diferite circunstanțe. We need to have patience in different circumstances. În relația cu frații noștri, cu cei din jurul nostru. In the relationship with our brethren, those around us. Însă răbdarea nu înseamnă pasivitate. But a patience does not mean to be passive. Ci mai degrabă stăruință. But rather when we strive. Uneori alergăm încet sau chiar ne târâm. Many times our run is so slow, or many times it feels like we're crawling. Din punct de vedere fizic, cei care am trecut anumită vârstă, ne plângem că nu mai putem alerga și avem nevoie de cârjă, avem nevoie de sprijin. From a physical point of view, those that are older, they cry, said, well, we cannot run, we need something to support, a cane or something to support ourselves. Dar din punct de vedere spiritual, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei 6:12, să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. But from spiritual point of view, the Bible tells us in Hebrews 6 and 12, what it says, I'll read also, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Vreau să citesc din 1 Corinteni 10:13. Now he wants to read. Da. 1 Corinteni 10 cu 13. 10 cu 13. Okay. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Okay, so I'll read from 1 Corinthians 10, verse 13.
and no temptation has overtaken you except such as the common man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with temptation he will also make the way of escape that you may be able to bear it. Deci cu toții avem în față o alergare care ne stă înainte cu încercări, dar și cu harul lui Dumnezeu, așa cum am citit. All of us, the run sets ahead of us, but all of us, we have trials, but also the help of God and His grace. Încercările sunt diferite în funcție de diferiți factori, vârstă, statutul marital, starea de sănătate, cultura, țara și așa mai departe. We all have trials, but it varies, depends on different things, such as age, if we are married or not, the country that we live, and so on. Fiecare din noi, în alergarea noastră, întâlnim blocaje, ocolișuri, gropi, șanțuri, diferite obstacole. Every one of us in our run to pathway to heaven, we meet different circumstances like blockages, sometimes deep holes, sometimes speed bumps. Viața nu este întotdeauna ușoară și nu este întotdeauna dreaptă. Life is not always easy and not always right. Te încurajez să te ții strâns de adevărul lui Dumnezeu prin toate necazurile și întâmplările prin care treci. But I encourage you to stay close to God and trust Him no matter the trials that you're going through. Apoi în al treilea pasaj care ne arată aici, să ne uităm țintă ca să putem reuși la căpetenia desăvârșirii noastre, adică la Isus. So now, thirdly, we are to set our eyes on Jesus. Fratele care a predicat înainte spunea de întâlnirea oamenilor cu Isus. Brother Radu, who preached previously, so before him, he spoke about our personal encounter with Jesus. Noi ne întâlnim cu Isus prin Evanghelie. We meet Jesus through the gospel. Prin vestea bună. Through the gospel, yes. Vestea bună care ne spune că prin jertfa Domnului Isus Hristos noi suntem mântuiți. So in gospel we learn that through the sacrifice of our Lord Jesus Christ we are saved. Trebuie să ne uităm la Domnul Iisus Hristos ca să avem și noi tot timpul un caracter cristic. We are to look at Jesus Christ so our character will be Christ-like. Vedem cum Domnul Iisus a biruit ispita. We see how Jesus Christ overcame the temptations. Cuvântul lui Dumnezeu a răspuns Satane, este scris. We see how Jesus answered to Satan, it is written. Deci cum putem să ne uităm noi țintă la căpetenia desăvârșirii? So, citim cuvântul lui Dumnezeu. How are we to look straight ahead to Jesus Christ? Is to look to the scripture, reading the Bible. Și luând în considerare felul cum Domnul Iisus Hristos s-a raportat la cei din jurul lui. And look in the life of Christ, how he conducting himself with all those around him. Domnul Iisus Hristos spunea la cei trudiți și împovorați să vină la el, căci el ne dă odihnă. Jesus Christ was the one that told the people, come to me all of you who are weary and heavy laden and I will give you comfort. Vedem cum a predicat vestea bună a Evangheliei atât unor mari mulțimi și unor grupuri mai mici de oameni ca aceia care sunt în seara aceasta pe calea către Rai.
So we see Jesus Christ, he was preaching to the multitudes, but also he preached to a smaller number of people as we are here on the Way of Heaven Church. Cum îl vedem pe Domnul Iisus Hristos? Îl vedem în cuvântul său în timpul nostru de părtășie zilnică. How can you see Jesus Christ? We see him during our daily fellowship. În serviciile de închinare, împărtășia cu alți credincioși, așa cum suntem și acum în seara aceasta pe Zoom. In our fellowship with other fellow brethren and sisters that are even today on Zoom. Îl vedem pe cruce rostind cuvintele, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. We see him on the cross saying, Father, forgive them, for they don't know what they do. Și noi trebuie să iertăm ca Domnul să ne asculte rugăciunea. We are to forgive, so God would listen to our prayers. Apoi îl vedem pe Domnul Iisus Hristos înviat din morți și înălțându-se la cer. Then we can see Christ, how he rose from that and he ascended to heaven. Acum Domnul Iisus este mijlocitorul nostru. Now Jesus Christ is interceder. Marele nostru preot care șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. He is the great priest who sits at the right side of God. În nimeni altul nu este mântuire, spune Biblia, decât în numele Domnului nostru Iisus Hristos. There is no other name given under the sun in which there is a salvation except the name of Jesus Christ. Niciun sfânt, niciun înger nu poate să ne mântuiască, numai sângele Domnului nostru Iisus Hristos. No saints, no angels can save us except the blood of our Lord Jesus Christ. Domnul Iisus are milă de slăbiciunile noastre. Jesus has mercy on our weaknesses. Așa că trebuie să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpăm îndurare și să găsim har ca să fim ajutați la vreme de nevoie. This is the reason we need to approach him to the throne of grace so we receive grace and be had in the time of our need. Apoi în textul nostru ne dă speranță și pentru viitor. So from our text that we read it gives hope for the future as well. Domnul Iisus pentru bucuria care era pusă înainte a suferit cu răbdare crucea. Jesus Christ, for the joy that was set ahead, he suffered and endured the cross. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bucuria de a fi creștin pe pământul acesta. We want to thank God for the joy of being Christian here on earth. Chiar dacă nu suntem întotdeauna răsplătiți imediat pentru alegerile noastre bune. Even though we're not always rewarded for our good choices here on earth. Pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. We walk through faith and not by sight. Domnul Iisus vrea ca pe parcursul alergării noastre spre Ierusalimul Ceresc, bucuria Lui să rămână în noi. But Jesus wants us in our walk on the pathway to heaven, the joy to remain in our hearts. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus. Thanksgiving be done, brought in front of God through Jesus Christ. Pentru că Domnul Iisus poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de El, pentru că tărește pururea să mijlocească pentru ei. It's because Jesus Christ can sanctify us because He lives forever and intercedes for us. Hallelujah! Domnul Iisus nu este numai regele și împăratul, ci este și marele preot care face mijlocire între noi și Dumnezeu. Jesus Christ is not just the king, but he's also the great priest who intercedes for us. De aceea promisiunile lui Dumnezeu ne încurajează.
This is the reason that his promises encourage us. În Psalmul 23 cu 6, cuvântul Domnului ne spune: voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. In Psalm 23:6 says that we will live forever with him, and may the Lord help us in this direction. La tuturor care ascultă mesajul acesta, vă doresc o veșnicie binecuvântată, așadar să continuăm alergarea cu stăruință, cu credincioșie și plin de bucurie. Glorie Domnului! So to all those that listen to my message, I wish that you have an eternity blessed with the Lord, but run with joy until that day, and may the Lord bless you. Amin. Amin. Doamne să vă binecuvânteze, frate Marius. Amin.